Salutare, eu sunt Oana și astăzi vom vorbi la totul despre bursă, despre piața Aero, criteriile de listare pe această piață a Bursei de Valori București și despre tipurile de firme care pot alege listarea pe Aero. Până nu de mult, mulți antreprenori considerau listarea pe bursă ca fiind o acțiune destinată numai unei elite și mai ales doar companiilor foarte mari. Nimic mai greșit, iar așa cum țin să ne atragă atenția chiar oficialii Bursei de Valori București, majoritatea burselor de valori și-au dezvoltat piețe destinate IMM-urilor pentru a le oferi și acestora șansa să se dezvolte într-un ritm rapid. În cazul BVB, pentru listarea companiilor mici și mijlocii există piața Aero. În materialul anterior din seria Totul despre bursă aminteam care sunt condițiile generale pentru listarea pe BVB. Astăzi vorbim despre companiile de dimensiuni medii și mijlocii și listarea lor pe piața Aero. Pentru piața Aero, cerințele de admitere sunt mai relaxate, tocmai pentru a le permite accesul și companiilor mici și mijlocii. Astfel, pentru ca o companie să emită acțiuni pe Aero, e nevoie ca aceasta să aibă o capitalizare anticipată de cel puțin 250.000 de euro sau să aibă capitalul propriu care pornesc de la această valoare și să aibă un free float de minimum 10%. Adică minimum 10% dintre acțiuni să fie în portofoliile investitorilor disponibile la tranzacționare sau compania să aibă minimum 30 de acționari. Dar care sunt tipurile de ofertă pe care le poți face în cazul unei emisiuni de acțiuni? Când vorbim despre emisiuni de acțiuni, în principal discutăm despre plasamente private și de oferte publice. Așa cum ne explică Ovidiu George Dumitrescu, CFA, director adjunct al companiei de brokeraj Tradeville, în cazul ambelor poate fi vorba de oferte primare, adică sunt puse în vânzare acțiuni nou emise printr-o majorare de capital sau secundare. În esență, sunt vândute acțiuni de către acționarii deja existenți. Într-un plasament privat au acces cel mult 149 de investitori de tip retail și un număr nelimitat de investitori profesionali. Conform reglementărilor UE, a doua categorie de investitori are o definiție amplă cu mai multe subcategorii, în timp ce în prima este inclus orice investitor care nu se încadrează în a doua categorie. Despre cum se face evaluarea prețului la care o acțiune intră la tranzacționare am aflat tot de la directorul adjunct al Tradeville. Astfel, potrivit acestuia, dacă a avut loc un plasament sau ofertă publică anterior listării, atunci prețul final din această operațiune este prețul de listare. Dacă nu, poate exista un capitol tehnic de evaluare în documentul de listare, dar în mod real, evaluarea o va face piața prin cererea și oferta, care se vor manifesta în mod real în momentul în care au loc tranzacții la bursă cu acțiunile respective. Hai să vorbim și despre listarea pe piața Aero pas cu pas. În materialul anterior am povestit despre procesul listării în general. Ce presupune listarea la bursă, în special pe piața Aero, puteți afla în cele ce urmează, procesul fiind deschis chiar de reprezentanții Bursei de Valori București. Acționarii companiei decid să listeze compania pe piața Aero. Compania selectează societatea de brokeraj, brokerul cu care va lucra. Compania se transformă în societate pe acțiuni, dacă este cazul. Acționarii companiei adoptă o decizie privind intenția de listare pe piața Aero și câte acțiuni doresc să vândă către noi investitori. Decizia trebuie luată în cadrul adunării generale a acționarilor, iar în cazul în care listarea este precedată de ofertă de vânzare, atunci acționarii trebuie să decidă și principalele caracteristici ale ofertei. Noua echipă, formată din companie și societatea de brokeraj, pregătește o serie de documente care conțin date privind emitentul, informații privind activitatea emitentului și planurile de dezvoltare. Sunt incluse raportări financiare, indicatori financiari, cel puțin pentru anul precedent listării, dacă există, evaluarea companiei și orice alte documente relevante. Compania și brokerul decid tipul de ofertă care va fi derulată. Oferta fără prospect, plasament privat, este destinată unui număr limitat de persoane de până la 149 de investitori individuali. Oferta publică inițială de acțiuni, IPO, necesită elaborarea unui prospect și derularea procedurilor legale, inclusiv aprobarea din partea ASF. Compania împreună cu brokerul efectuează plasamentul privat sau IPO-ul în care investitorii pot subscrie acțiuni oferite de companie. Acest proces poate dura între câteva zile și câteva săptămâni. La sfârșitul perioadei de subscriere, societatea de brokeraj închide registrul de subscrieri, investitorii primesc acțiunile, care intră efectiv în cont doar după înregistrarea la depozitarul central, iar compania încasează banii strânși de la investitori.
La al 8-lea pas, acțiunile sunt înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Compania înregistrează acțiunile la depozitorul central pentru a fi asigurată compensarea și decontarea tranzacțiilor și pentru a fi păstrat registrul acționarilor companiei. Compania transmite Bursei de Valori București o serie de documente, printre care cererea de admitere la tranzacționare, prospect sau memorandum în funcție de tipul de ofertă, decizia organului statutar al societății în ceea ce privește listarea. Directorul general al Bursei de Valori București aprobă admiterea companiei la tranzacționare. Deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare pentru a marca prima zi la bursa a noului emitent pe piața Aero. Am aflat în acest video câteva elemente importante pentru listarea pe piața Aero, iar dacă luați în considerare să vă duceți IMM-ul acolo, sfatul nostru este să apelați la un broker de încredere, precum Tradeville, care poate intermedia tot acest proces pentru voi. Eu sunt Oana și până data viitoare, când vor vorbi despre piața principală a BVB, nu uitați, like, share, subscribe and invest!